complexul The One, în inima capitalei. Cu parcări gratuite pentru locatarii complexului The One. Acum hai să le depanăm pe toate pe rând. Ține minte această stradă, București 26 și complexul The One, care a fost creat pentru 20 de familii. Ai toate șansele să știi vecinii cine și cum îl cheamă. E probabil cel mai fenomenal loc care poate exista în centrul capitalei, exact aici pe București 26, unde în scara blocului vei intra și vei avea ocazia de fiecare dată să-ți imaginezi că această marmură are o istorie de peste 130 de milioane de ani. Tocmai de asta, complexul The One a fost creat pentru familii. Din acest motiv, vreau să-ți prezint câteva dintre încăperile acestui complex. Spre exemplu, o încăpere în care poți să lași bicicleta, căruciorul și nimeni niciodată nu o să zică că a avut de suferit în urma dispariției acesteia, pentru că fiecare vecin se cunoaște între el. O să facem o tură neapărat prin întreg complexul, acolo unde te invit, bineînțeles, cu liftul. Nu, o să te invit pe jos ca să faci cunoștință cu întreg complexul The One pentru 20 de familii și disponibil încă pentru câteva apartamente care au mai rămas. Hai să-ți fac cunoștință cu câteva lucruri importante. Știi momentul ăla când achiziționezi un apartament și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să schimbi ușa pentru că nu te aranjează? Nu e despre asta. E o fortăreață. Apartamentul în care te invit în aceste momente, pe lângă view-ul în care m-am îndrăgostit, trebuie să te îndrăgostești și din înălțimea de 3,40. Cele mai înalte tavane din Chișinău. O baie. A doua baie. Ai deja instalate cazanele. De ce? Sunt două, te întrebi tu. Îți explicăm noi, pentru că dimineața întreaga familie se află care la baie, cine la bucătărie. Și ca să nu ai divergențe între apa caldă și apa rece, ți-au instalat băieții deja ambele. Vino aici, în acest living pe care tu trebuie neapărat să-l vezi înainte de a procura acest apartament, ca să te îndrăgostești exact cum am făcut-o eu. Într-o bună dimineață o să zici, e exact ca în centrul Parisului. Și un lucru foarte important despre care încă nu ți-am spus. E cireașa de pe tort. Probabil, în curând, cel mai securizat sector al orașului Chișinău. Pentru că exact aici, în fața geamului tău, vei avea ambasada Statelor Unite ale Americii și un parc fantastic. Și încă un lucru, foarte important. Fii atent, ții minte momentul în care ești în baie și ești înconjurat doar de pereți, ai un geam foarte micuț și zici, băi, ce aș fi vrut să fac un duș sau să fac o cadă cu un view nemaipomenit? Te invit aici, în complexul The One, pentru 20 de familii și absolut toate apartamentele beneficiază de acest lucru. Tocmai de asta, nu aici. Vino după mine. Iată baia care, cu siguranță, o să-ți ofere exact acea relaxare despre care spuneam mai devreme. Vrei să faci baie cu geamurile deschise? Lasă-le așa. Lasă-le așa. Intră în cada ta, stai aici și ascultă sunetul orașului. Izolare termică și fonică, bineînțeles, nu doar a pereților, dar și a pardoselei. Ți-am spus ceva mai devreme că o să-ți fac o excursie cumva prin întreaga scara blocului. De ce, dacă cea mai renumită companie de lifturi a avut grijă să ai cel mai securizat lift din istorie? Schindler este cel care te va plimba de la etajul tău până la parter, de la parter până la etajul tău, de sus în jos, de jos în sus. Mi-aduce aminte despre o piesă, dar nu despre asta voiam să vă spun. Hai să-ți fac cunoștință cu întreg complexul rezidențial The One. Acum fii atent. Proiectanții acestui complex întâi au gândit, după care au făcut proiectul. Tocmai de asta, pentru 20 de apartamente dispui de 20 de locuri de parcare, plus 15 afară în curte care sunt cu titlul de gratuit.